Salutare! Bună ziua! Și bine v-am găsit la un nou video din... La o nouă nebunie din grădină. Din noi grădină. Din cuibarul. Din camera meșterilor. Bun, astăzi o să înlocuim tot ansamblul ăsta. Tur-retur cu pompiță cu tot. Cu pompiță, cu filtru, da? Și cu garnitură, pentru că ni s-a rupt garnitura. Acum, hai să vedem cum o schimbăm. Așa. Vino mai aproape. Să arăt care a fost problema. Problema a fost aici, vezi? Garnitura s-a spart, s-a mâncat. Și pe aici, când îi dăm drumul să o folosim, pe aici este benzină. Am ales ca să o schimb cu totul. Cu furtunașii. Cu tot cu furtunașii. Și așa că hai să vedem. Da, ai mai schimbat vreodată? Da, schimbăm acum. De data care am avut treabă. Așa, ce facem acum prima și prima dată? Da, mult scot, dau un pic capacul ăsta jos. Așa ca să poată să lucreze mai ușor aici. Acum, eu am să încerc să nu dau capacul jos, pur și simplu să trag furtunașile astea două. Ia să vedem. Uite, aici iese, nu? Așa. Îl tragem și pe ăsta. Ia să vedem mai. Uite așa, aici și pe ăsta. Gata, bun. Acum, cu o șurubeliță. Mi-am adus o șurubeliță, dar nu știu. A, uite aici. Plată. Cât mai lată acolo în cap. Să încercăm să băgăm ușor pe sub garnitura asta veche și să o scoatem. Ia să vedem noi. Acum mai avem un pic, încă un pic și gata. Uite așa. Și asta este stala vechi. Care se scoate foarte ușor. Ia uite. După cum se vede, diferențele sunt majore, da? Asta este returul și asta este turul, da? Uh-huh. La fel, retur și tur. Acum, să sperăm că o să intre. Ne mutăm un pic și la garnitură. Să fie aceeași. Hai să încercăm. Să vedem. Deci a pus un fel de colier, vezi? Unde? Aici, pe furtunul ăsta, ca să nu iasă. Ca să nu iasă. Asta e la original. Acum o să-l punem noi pe ăsta. Așa. Uite, ai o cărpă acolo, dacă vrei să te ștergi. De... Lasă-mă, că sunt murdar de benzină. Ia. Ai văzut cât costă benzină? Ce vorbi. Să arăt că mă spăl cap. Dar știi că benzina era bună înainte, știi? Sau nu știu. Sau nu știu... E bună și acum. Așa, ăsta l-am cumpărat la un magazin de acolo de la noi. 10 lei a costat cu tot ansamblul ăsta. Dacă se vrea să cumpără numai garnitura, undeva la maxim 2 lei. 2 lei, 3 lei, ceva de genul. Da. Acum, hai să vedem aici cu cele două ieșiri. Se vede că este o ieșire mai curbată. Ieșirea asta mai curbată, ăsta e returul. Da? Și cealaltă care este dreaptă, ăla este turul. Deci, negru, tur, alb, retur. La cam asta trebuie să fim atenți. Am înțeles. Așa, acum... Drujba? Așa, acum hai să dăm drumul la... Nu este drujbă, este motul cositoare. Am cumpărat să înlocuim aici un furtunaș. Așa... Asta o să o punem așa pe o parte, da? Când punem garnitura, venim cu ea pe o parte și pe urmă pe partea aia altă o împingem frumos, ușor, să intre pe canal. Acum, ca orice lucru nou, e un pic mai greu. Dar sperăm să reușim. Yeah.
Da? Ai reușit? Ah, super! Deci ai băgat-o de Da, pentru că, după cum se vede... Deja și-a tras un pic de benzină sau uite, ce e. Are un șanțuleț aici, vezi? Și ea intră exact acolo. Bun, acum, cum am spus, punem turul și returul. Returul este ăsta alb. Uite așa, și îl băgăm aici frumos. Și acum turul care este negru, este cel care face ca benzina, de fapt amestecul de benzină și ulei, să ajungă în carburator. Și este tija dreaptă. O să încercăm să-l băgăm. Ușor, ușor. Aici, să fie grijă și la furtunașă. Pur și simplu le împinge acolo, nu? Da, nu au colere, nu au nimic. Ajungem să stea el cât mai bine acolo. Da, deci cum am spus, trebuie scos un pic și ăsta ca să lucrez mai bine. Eu nu l-am scos. Așa. Ia să vedem. Da. Ăla alb a intrat, ăla negru intră mai greu. Da. Nu? Da, poate. Ai reușit? Da, până la urmă trebuie să dau capacul ăsta jos. Deci, ca să umbli mai ușor, dă mâna pe căpăcel, luai să-i filtru. Deci nu știi. Să-l vedem. Ăla-i filtru. Da, e ok. Bun, asta are vreo 3 ani de zile de când am cumpărat-o. Nu i-am schimbat niciodată furtunașele și asta pentru că nu am avut nevoie. Dar acum, având în vedere cum am mai arătat că s-o pișca pe aici, ia uite, și furtunașele, uite, și ele sunt îngălbenite. Asta, la 3 ani de zile, 10 lei ne-au costat. Ai reușit, spus. Deci până la urmă și au intrat. Da, am pus-o cât de cât. Asta este nouă, are un pic de bucă. Aici am fost să-i facem așa. Bine că nu e ștrangulată asta. Asta m-a interesat. Să-i punem filtrul la loc. Capacul la filtru. Închidem. Uite așa, frumos. Bun. Mai asta în vechi, ia să vedem capul ăsta de mușor. Hai să ieșim pe afară. Hai. Facem o probă. Să vedem dacă mai dă, dacă mai dă benzină. Să nu-ți mai curgă benzină, da. Aha. O amorsăm. Aici este o pompiță mică de amorsare. Așa. Ok. Și acum. Bun.
Operație reușită, pacientul mort. De ce, da, nu-i bun? Nu, e foarte bine. El curgea de pe aici. Aha. De pe margine. Da. Era de la garnitura. Era garnitura care era spartă. Aha. Ok. Acum o ștergem frumos așa. Furtunoasele sunt puse, nu sunt strangulate. Le-am pus bine, sper. Acum știi cum e, să trecem la treabă. Așa. Cam asta a fost cu schimbul. Deci s-a schimbat, ai reușit pentru prima dată, ai schimbat și no, tot. Nu, dar e o operație foarte ușoară. Uh-huh. Ei, bun. Ne vedem următoarea dată. La următoarea nebunie. Pa, pa.